Bună seara, ne-am întors în studioul Canal 33 la emisiunea Energia Banilor împreună cu Tea Haimovic, o invitată foarte, foarte specială, autora cărții Bijuteriile Cabala și Lumina Lor. Bună seara, Tea, bine ai venit! Bună seara, Alexandru! Cine m-a invitat este special! O să arăt la cameră cartea pe care tu ai scris-o. Este o bijuterie în ea însă și nu doar că povestește despre bijuterii și arată bijuterii și la propriu și oameni bijuterii, dar este o bijuterie ca și produs editorial. Da, este datorită editurii Rao, Ovidiu Enculescu. Editurii Rao îi se datorează această carte minunată și coperții pe care o vedeți pe Mirela Vescan. Este o carte cu, așa, într-un limbaj popular, cu de toate pentru toți, adică dacă dorim să aflăm lucruri despre Cabala, dacă dorim să știm despre toate direcțiile de abordare a Cabalei, atunci m-am străduit în această carte. Este în propriu spus că am scris eu această carte, pentru că am foarte mulți parteneri în această carte, dar mi-am dorit să sparg așa niște mituri legate de Cabala, mitul religiei, mitul sectei, mitul misticismului. Toate aceste mituri, sunt convinsă că și emisiunea din seara asta va ridica o sprinceană sau două, dar mie îmi place să fiu în mijloc. Eu sper să ridice mai multe. Mie îmi place să fiu în mijloc unor asemenea discuții. Cum s-a produs întâlnirea ta cu Cabala? Spune-ne puțin povestea ta personală. Ești româncă, născută în România, ai trăit în Israel o parte din viață. Acolo te-ai întâlnit cu Cabala sau încă din România ai venit în contact cu acest tip de cunoaștere, să-i spunem noi așa? Da, e tip de cunoaștere, nu din România. M-am născut în România, am crescut în Arad, perioada frumoasă a vieții mele a fost în Arad. Am plecat în Israel și m-am apropiat de Cabala în 1998, uite, se fac deja 19 ani. A fost o întâlnire, la vremea respectivă am considerat-o întâmplătoare, dar știm foarte bine că acel întâmplător nu este întâmplător deloc, este momentul în care îți pică ochii sau îți pică fisa, îți pică ochii asupra unui lucru sau îți pică fisa. Și atunci, absolut, total, încă o dată folosesc cuvântul întâmplător, dar cu ghilimele de rigoare, m-am trezit că știu să fac bijuterii, m-am trezit că îmi place să fac bijuterii, a fost ceva care m-a ambiționat, care m-a stimulat, care mi-a stimulat dorința de a face, de a desena. Nu sunt un om talentat la desen, dar știu să desenez foarte bine și foarte frumos bijuterii. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru acest talent. Și ușor, ușor, acest lucru s-a dezvoltat ca un hobby. Nu mi-am imaginat niciodată că voi termina prin a lansa o carte. Mulțumesc pentru asta și pentru asta. Cum să explicăm oamenilor care știu puține sau deloc despre Cabala? Ce înseamnă această formă de cunoaștere și cum poate fi ea cumva impregnată în bijuteriile pe care tu le realizezi, astfel încât ele sunt niște bijuterii cu o putere, să le spunem așa, nu? Nu sunt niște drăguț. Nu sunt niște simple elemente de ornament feminin. Ele au putere pentru că sunt inspirate, ele conțin elemente din grafica sacră, ca să o numesc așa, pentru că și această formă de Hamsa, de exemplu, aici este de data asta, conține o formă de grafică sacră, dar să acord bijuteriilor create de mine puteri suprareale și supranormale și paranormale, nu. Noi suntem cei care le stimulăm, pentru că acea bijuterie eu pot pune înăuntru o dorință, ea poate conține o anumită formă care ar putea deschide niște direcții spre propria noastră proiecție, dar de acolo și până a spune că această bijuterie este un talisman sau această bijuterie mi-aduce noroc, eu, de exemplu, dacă ți-aș dărui o bijuterie, acea bijuterie ți-ar aduce noroc pentru că ți este ție drag de ea, pentru că știi că m-am gândit frumos atunci când am creat-o și pentru că ea se pliază pe o dorință de-a ta. Diferența dintre oameni, la modul cel mai simplist, este dorința, după Cabala. Este dorința, dorința de a fi mai bun, dorința de a reuși în viață. Cabala înseamnă a primi.
Cuvântul Kabbala, știi că am mai vorbit noi despre asta, este un cuvânt ca oricare altul în limba ebraică. La infinitiv se numește Lekabel, iar Kabbala poate fi recepția hotelului, poate fi chitanța pe care o primești. Kabbala este un cuvânt ca oricare altul, pentru că este vorba de limba ebraică, aramaică la bază, sună ciudat. Dacă te duci în Israel și ai folosit cuvântul primire, te-ar întreba ce înseamnă acel cuvânt primire. Dar are totuși o dimensiune esoterică. Uriașă. Uriașă. Orice cuvânt are o dimensiune ezoterică, iar acest cuvânt are o dimensiune ezoterică prin faptul că, atunci când vorbim despre Kabbala, cea mai veche înțelepciune a lumii, dimensiunea ezoterică este dată de faptul că omul și-a primit sufletul și acel moment în care omul și-a primit sufletul, acela este momentul de bază a omenirii, acela este momentul în care divinitatea vine în contact cu tine, iar tu începi să înflorești. Te refer la acel moment, să spunem, în care legenda spune că Dumnezeu a suflat asupra lutului și a dat viață? Exact. Este acel, dacă ne referim la acea legendă, atunci da, Kabbala este un lucru universal. E adevărat că s-a născut în sânul poporului evreu, nu avea cum să nu se nască, pentru că evreii și chinezii sunt cele mai veche popoare din lume, sunt niște relicve ale istoriei. Fiecare alt popor, și despre asta cred că am mai discutat noi, datează de acum 5.000 de ani această cunoaștere? Datează de acum 5.000 de ani și se spune că... Bine, 5.000 de ani pot fi documentați, cine știe de când datează de fapt. Da, da, este chiar în zona de Mesopotamia s-a dezvoltat acest lucru. Oamenii erau foarte deschiși, oamenii au știut să primească acest lucru, oamenii erau legați de natură. De fapt, Kabbala, putem vorbi despre Kabbala, există Kabbala iudaică, Kabbala creștină, Kabbala budistă, Kabbala musulmană. Ce ne leagă pe toți este faptul că toți avem un suflet. Mai mult de atât, compatibilitatea extraordinară între diferite exemplare ale speciei umane, dovadă este că două persoane, indiferent de culoarea, înălțimea, forma, viața pe care au avut-o, ei sunt compatibili, două persoane, două ființe umane, ele sunt compatibile din punct de vedere fizic, dovadă că există un singur creator, nu-i așa? Ele sunt compatibile din punct de vedere fizic și, dimpotrivă, cu cât suntem mai diferiți, cu atât rezultatul împreunării lor este mai frumos. O femeie metisă este de-a dreptul o reușită din punct de vedere estetic, câteodată mai reușită decât o variantă albă sau o variantă mai întunecată. Sufletul este comun, oamenii au creat religiile și prin religii le accesăm pe Dumnezeu direct sau indirect. Evreii se roagă direct la Dumnezeu, creștinii se roagă prin intermediul lui Isus, musulmanii prin intermediul lui Muhammad și așa mai departe. Dar până la urmă, Alexandru, ajungem la aceeași divinitate și până la urmă plângem cu aceleași lacrimi. Și dacă avem părinții bolnavi, ne doare în același lucru. Și dacă urmează să-i pierdem, ne doare tot la fel. Și când ne supărăm sau ne enervăm, reacționăm la fel și când suntem fericiți, reacționăm la fel. Și ceea ce ne leagă este acea chimie a organismului și a sufletului care ne face să ne descoperim și să ne iubim din ce în ce mai mult. Care sunt cele mai importante principii după care se guvernează în viață un inițiat Kabbala? Să nu uităm întrebarea, trebuie să încep cu începutul aici. Ca să poți practica, spuneau cândva, Kabbala era destul de restrictivă și era dedicată doar celor care, de exemplu, bărbații trebuiau să aibă 40 de ani. De ce? Pentru că se presupunea că deja au acumulat cunoștințe, au știut Tora, au învățat limba ebraică, știu și înțeleg mai bine mediul înconjurător. Spune Kabbala că un bărbat trebuie să aibă 40 de ani pentru că atunci se deschide acea ceacră de comunicare cu propria sa lumină. Uite, eu aici pot să dau mărturie. În momentul în care am împlinit 40 de ani, chiar s-a produs un declic. N-aș fi crezut, dar s-a întâmplat. Da, așa se întâmplă. La unii mai devreme, depinde de ce corecție au făcut în altă parte, depinde de mama pe care ai avut-o, depinde de mediul în care ai trăit, depinde de pleiadă de mentor pe care ai avut-o sau nu ai avut-o. Pentru că cu cât ți-au picat mai multe fise, cu atât te deschizi mai mult. Când vorbesc de picatul fiselor, mă refer la acea dorință de a face lucru în folosul omenirii și mai apoi al tău.
dacă nu ai fost stimulat din acest punct de vedere, atunci ți se adună foarte multe corecții pe care trebuie să le faci în timpul vieții, în timp ce femeia, cabala plasează femeia în centrul universului, în timp ce femeia se naște cabalistă de la sine prin instinctele și constituția hormonală cu care a fost înzestrată pentru a deveni mamă și pentru a proteja familia. Foarte interesant. Foarte. Este, totul se învârte în jurul femeii, în condițiile în care cei mai mari cabaliști au fost bărbați, nu au fost femei. Deci așa a început. Acum, un inițiat este un om care învață cabala, un om care cunoaște foarte bine Tora și bineînțeles că direcțiile de cabala s-au înmulțit în foarte, s-au împărțit în foarte, foarte multe școli, iar această carte de care vorbeai vine aici, pe care, cartea pe care am impropriu spus, am scris o carte, da, am și, bineînțeles că am și o parte, dar este o carte în care împreună cu partenerii am, mai spun acest lucru odată, vreau să dau credit oamenilor care apar în carte. Această carte vine și explică cele trei curente, cele trei direcții primordiale de cabala. În primul rând, partea academică. Puțin știu că înțelepciunea cabala este știință academică, se predă în marile universități ale lumii, inclusiv la Universitatea din București, se predă, cine o predă este Felicia Valman, este doctor în științe cabalistice, este un masterat extraordinar. După ce termin masteratul de cabala la Universitatea din București, credem că nu mai ești același om. Profesorii sunt, literalmente de pe altă planetă. Ceva extraordinar. Te-au invitat să... Acum, sigur, sigur că da, sigur că da. Sunt extraordinar și în fiecare an vă invit să mergeți la universitate. Mai mult de atât, masteratul este gratuit. Dacă nu ai cei 5 ani de studii academice, masteratul este gratuit. Am trimis foarte mulți prieteni să facă acest masterat. Te transformi. Nu poți rămâne același om. Îndeplinești ceea ce a spus Einstein, al mare cabalist, că orice lucru poate fi rezolvat de la un alt nivel, orice problemă poate fi rezolvată de la un alt nivel decât cea care a fost creată. Da, pentru că noi ne încăpățânăm prin reflex să rezolvăm lucrurile ca oameni la nivelul la care ele apar. Și nu pot fi rezolvate pe orizontală, pot fi rezolvate doar pe verticală, da. Pășind la un nivel superior și încercând să vezi dintr-o altă perspectivă problema inițială. Da. Cabala, bineînțeles, ca orice știință, este știința lumilor superioare, are și secții de cercetare. Puțin știu că cel mai mare cercetător în cabala lumii se numește Moshe Idel și este de origine română. Așa cum mai discutam noi, el este cel care l-a reabilitat pe Mircea Eliade în Israel pentru acel episod... antisemit, ca să-l numesc așa în termeni, perioada legionară prin care a trecut. Bineînțeles că el și-a revenit din acea perioadă, dar Moshe Idel a venit și l-a reabilitat. Nu este ușor să reabilitezi în Israel, într-o țară cu un holocaust de 6 milioane de oameni, să vii să reabilitezi un om cu un trecut legionar. E bine, el a făcut-o și a demonstrat că treci peste iertarea, te uiți și vezi noua dimensiune a omului și încerci să mai dai o șansă. Cabala se studiază în toate marile universități ale lumii. Urmează partea practică. Acele percepte, acele principii. Astăzi, de exemplu, se face dezvoltare personală prin cabala. Dar inițial era o cunoaștere care se transmitea de la maestru la discipol, nu? No, până ziua de azi, în mare secret. În mare secret, pentru că nu puteai să vii, de exemplu, într-o perioadă neagră a Inchiziției și să vii să povestești despre faptul că omul mai are încă o dimensiune și acea dimensiune sufletească este cea care, de la care te deconectezi atunci când ești supărat, atunci când ești nervos, atunci când ești agresiv, pentru că toți suntem oameni și toți trecem prin aceste lucruri, oamenii cei mai iluminați cad cel mai jos, tocmai pentru că au ceva de învățat, poate mai mult decât alții. Nu puteai să vii în acea perioadă și să spui că tu poți schimba destinul când tu trebuia să crezi în Dumnezeu și în biserică doar. Știi de ce oamenii cei mai luminați cad cel mai jos? Din perspectiva mea, din mai multe puncte de vedere aș vrea să punctez acest lucru. Chiar vreau să aud. Odată este că un om cu cât este mai evoluat spiritual, am observat că are o amplitudine mai mare a nivelurilor de frecvență pe care se poate mișca. Un om mai simplu are o amplitudine mai mare, se poate duce un pic în sus, un pic în jos. Prin urmare, nu poți să ai mari așteptări de la el, dar nici mari decepții. Un om foarte evoluat spiritual are capacitatea de a face un salt
extraordinar pe un nivel de frecvență, dar în același timp și în jos. Deci această amplitudine este foarte mare. Cu cât te duci mai sus, cu atât este ca la pendul. Viteza și distanța la care se duce este mai departe și poate cădea foarte, foarte jos un om foarte evoluat. Asta este o perspectivă pe care o am. O a doua perspectivă este cumva un fel de legendă sau poveste despre diavol care, de fapt, era un călugăr care într-o viziune vede o cetate cu niște mii de oameni și un diavol trândăvind la soare. Și undeva la câțiva kilometri în deșert, o mică construcție, o colibă, și acolo zeci, sute de dragi se călcau în picioare acolo pe coliba respectivă. Și părintele întreabă, dar de ce diavolul ăsta trebuie să ocupe de toată cetatea asta și trândăvește la soare? Și acolo ăia se calcă viermuie pe picioare. Și a spus, ăia sunt deja ai noștri din cetate, nu trebuie să facă niciun efort. Acolo este un călug care se roagă, acolo avem probleme. Adică și nivelul de ispite, de presiuni pe care un om evoluat le are de la viață și de la universul spiritual sunt altele. Din perspectiva mea, nu știu, care este perspectiva ta? Și știi ce se întâmplă? Îți spun ce se întâmplă. Te deconectezi, Cabala povestește despre propria proiecție. Sufletul face acea călătorie când tu te rogi, tu vorbești cu Dumnezeu, când meditezi, Dumnezeu vorbește cu tine. Prin rugăciune, sufletul se înalță la acea proiecție. Îți mai spuneam eu ție că poporul român, nu numai ție, tuturor cu asta încep, poporul român este mare cabalist, cu sufletul în al nouălea cer, cu brățara roșie, cu steaua norocoasă, toate astea nu sunt degeaba, cu mărțișorul, toate astea simbolul... nu sunt degeaba. Cabalistice 100%, crede-mă că ei nu știau de cabala, pur și simplu au observat natura, ok? Natura este considerată creația, creatorul. Și în momentul în care viața trântește un pic cu tine de pământ, este o mare încercare pentru ego-ul tău, care tu ești obișnuit să le înțelegi altfel, să le faci altfel, să creezi pe un alt canal. Și atunci tu rămâi cu toate cunoștințele. De obicei un om spiritual când vorbește despre spiritualitate simți vibrația, cine citește, cine vorbește doar din cărți nu te fascinează și nu te ține acolo legat în priză și îl vezi că citește din cărți. Cine își aduce vibrația sufletului în cuvânt, cine chiar crede că face acest lucru, ajunge și chiar reușește să-ți capteze atenția. E acea energie specială care se transmite, puterea care se transmite doar din... La bine și la rău. La bine și la rău. Da. La bine și la rău. Ei bine, când cazi, am observat acest lucru la mine. Ți se întâmplă, ești om, normal că ți se întâmplă să cazi. Rămân toate cunoștințele, le știi foarte bine. Îți pierzi capacitatea de a le mai aplica. Când o situație în viață se perpetuează, când ești aproape să pierzi pe cineva drag, atunci când ai te confrunți cu o situație care nu aparține de tine, dar tu trebuie să o rezolvi, la un moment dat când îți pierzi legătura cu propria ta stea, cu propria ta proiecție luminoasă, rămâi cu cunoștințele, nu mai ai putere să aplici acele cunoștințe. La un moment dat te trezești că nici nu mai crezi în ele, deși sunt ale tale și tu știi că atunci când crezi în ele, tu vibrezi. Uite, există o perspectivă spirituală, nu știu dacă este adevărată sau nu, că până la urmă, doar când trecem în lumile de dincolo, poate că o să avem o perspectivă extinsă asupra ce este universul spiritual, dar se spune că chiar acei îngeri de întuneric au rămas cu cunoașterea pe care o aveau din zona de lumină, dar nu mai pot aplica. Oh, da, dar acei îngeri fac parte din unde te duci, aia este proiecția. Cu ce vrei să te întorci de acolo, cine vrei să te însoțească, așa te întorci. Și marea încercare este să te dai totuși în spate și de la o distanță să poți aprecia situația și se spune că ori accepti un lucru, vezi că nu-l poți accepta, atunci schimbă-l și dacă nu-l poți schimba, atunci părăsește-l. Dar atunci când îl părăsești, trebuie să-l părăsești frumos și respectând acel lucru pe care tu nu l-ai putut înțelege, pe care nu l-ai putut schimba, pe care nu l-ai putut accepta la vremea respectivă. Este un lucru pe care îl pui pe raft, să poți reveni la el mai târziu și la care să te gândești cu mare respect. Toți trecem prin asta. Oricât am fi, noi suntem un om, eu vorbesc în numele meu, sunt un om de rând care îmi place, sunt recunoscătoare că tot ceea ce ține de cabala mi-a apărut ca hobby în viață și recunosc că de câte ori am studiat cabala și am fost aproape de cabala, încercările s-au întețit, le-am făcut față în fel și chip,
foarte bine, mai puțin bine, dar întotdeauna s-au soldat cu un rezultat pozitiv. Iar atunci când încercările au fost mai grele și cât de cât m-am depărtat de Kabbalah, m-am trezit extrem de pământeană. Nu m-am iubit. Am alergat întotdeauna înapoi la Kabbalah. Pentru că Kabbalah este sufletul meu. De altfel, în viețile multor sfinți se povestește despre... Știi asta că a fost o confesiune. Mulțumesc. În viețile multor sfinți care au avut parte de har, cea mai dureroasă perioadă a vieții lor este când îl pierd. Pentru că nu este o stare continuă, starea de har. Este o stare iluminată, o stare deosebită în care au stat o perioadă, după care a venit o perioadă de deșert. Este foarte dureros după ce ai fost acolo în lumină, ai toată cunoașterea, dar nu mai ai starea, nu mai ai energia, nu mai ai harul, nu mai poți să apreci. Instrumentele pe care le folosești și care te fac special, bine, asta este o comparație cu sfinții, eu sunt departe de a fi o sfântă, mi-aș dori să fiu un om frumos pe acest pământ. Dar multe forme de inițiere au niște elemente comune. Este similitudine. De-aia eu vreau să aduc niște elemente din lumea creștină care undeva se întâlnesc cu aceeași... Nu numai din lumea creștină, din toate lumile. Toți avem îngeri și îngerii sunt cu noi și ei sărace vorbesc cu noi și ne bat pe umeri, dar suntem orbi, chiori. Sau poate dintr-o dată de durere te orbește și nu poți să înțelegi că acea durere, de fapt, în acea durere este de fapt lumina și schimbarea. E foarte greu. Când ești uzat de un anume subiect, când ești uzat de un subiect, de exemplu, ca boala cuiva drag, e foarte greu să scoți din acel întuneric un pic de lumină. Deși tu știi că eu sunt specialistă în dermatocosmetică. Am să-ți spun un secret. Așa este făcută natura, legea fractalilor vine din Kabbalah, precum sus, așa și jos, cum în interior, așa și în afară. Tu știi că nămolul, extrasul atomizat din nămolul, cel mai negru nămol pe care îl întinzi pe piele ca să-ți tratezi reumatismul și durerile, extrasul atomizat este alb ca zăpada? Îți poți imagina că din ceva negru, extrasul atomizat este alb. În absolut orice situație există lumina. Foarte interesant. Foarte. De altfel și în așa numitele găuri negre se spune că este tot o formă de lumină. Chiar în acel întuneric al găurii negre este o altfel de lumină, dar tot o lumină. De o altă natură. Pot să-ți spun că indiferent cât ne este de greu sau mie oricât mi-ar fi de greu, întotdeauna, chiar și după ce cad, mă duc spre Kabbalah și iau întotdeauna de la început. O iau de la lecția 1. O iau cu cărțile de început. Înainte de a sări la cele mai evoluate, Kabbalah are formule, are, cum îți spuneam, trebuie studiate, trebuie... Stau în depozitele foarte bine păzite în Ierusalim, stau manuscrise, tone de manuscrise care nu au fost încă cercetate. Formule deci cum are Biserica Catolică o bibliotecă a ei, este și în Israel. Exact. Poate și că cea mai importantă bibliotecă. Sunt tot mai puțin cei care își doresc să stea și să descifreze, pentru că trebuie să cunoști foarte multe limbi vechi, poate trebuie să cunoști foarte multă Kabbalah. Lumea astăzi nu mai este înclinată către atât de mult studiu. Culmea este că în urmă cu 2000 de ani, 3000 de ani, lumea era foarte apropiată de Kabbalah pentru că corespundea sufletului. În urmă cu 2000 de ani s-a conturat foarte bine religia, știința, chiar și știința a început să se dezvolte așa ușor, într-un ritm mai alert sau mai puțin alert. Ei bine, după 2000 de ani, oamenii au ajuns la concluzia că știința și religia nu îi satisface. Și iarăși revin la cazurile acestea cu oameni dragi care stau să dispară. Nici religia și nici știința n-a știut să-i facă să dispară și atunci te îndrepți spre o altă dimensiune comună celor două și corespondentă sufletului tău. Și atunci te rogi acolo unde știi ca un pic de lumină să-ți lumineze să vezi ce să mai faci. Așa funcționează. Unde este punctul de intersecție între Kabbalah și bijuterii? Să le explicăm oamenilor dimensiunea acestei cunoașteri, acestei sensibilități transpuse în bijuteriile pe care tu le realizezi și care înțeleg că au făcut să se deschidă niște porți unice. Citeam, de exemplu, un magazin care nu comercializează decât un anumit tip de bijuterii, dar au făcut o excepție pentru tine și pentru bijuteriile tale. Ce au special? Spuneam că există Kabbalah academică, Kabbalah practică și Kabbalah aplicativă sau aplicată. Kabbalah aplicativă este atunci
când inspirat de ceva din creația din jur, ceva care este creat de divinitate, oricare ar fi ea, începi să creezi, da? Foarte mult iubesc exemplul lui Mozart, care la 9 ani a scris prima compoziție. Tu, nu știu, pe tine te-a inspirat să faci televiziune și stând aici în studio ăsta, tu înflorești. Dacă te-aș scoate de aici, ai simți că tu nu înflorești. Aici simți tu că ai și rădăcini, dar ai și ramurile care se îndreaptă în sus. Contează și oamenii cu care mă întâlnesc. E un schimb. Da. Sunt oameni care te fac să înflorești, sunt oameni care nu te fac să înflorești. Da. Sunt întâlniri și întâlniri. Ei bine, eu mi-am descoperit acest talent în urmă 98, în urmă cu atât de mulți ani. Era clar că era un talent în mine. Pe vremea comuniștilor, și exemplul ăsta l-am dat de câteva ori, dar este foarte real și unii oameni ne văd pentru prima oară. Lumea se ascundea în băutură. De ce? Pentru că rămâneai cu aceeași meserie de la 20 ceva de ani și când venea vremea să afli cine ești, tu nu-ți mai puteai schimba meseria și era ciudat să te duci să mai faci o facultate sau să mai faci un curs. Din acest motiv nu reușeau să se exprime și să facă ceea ce știu să facă. Eu am descoperit, pot să spun, n-am descoperit la 20 de ani că eu știu să fac bijuterii. Nu știu de unde vine acest talent. Chiar nu știu. Știu că am un simț estetic ieșit din comun. Ceea ce iese din mâinile mele este extraordinar. Dar nu desen. N-ai avut niciun fel de imagini străfulgerări dintr-un alt Alexandru, timp? Eu desenez oameni cu două bețe. Până în ziua de azi, sora mea desena și mă uitam plină de admirație. Tata mi-a făcut planșele până am terminat școala. Mama mi-a desenat. Ai mei, deci tot ceea ce ține de deci desen, tu nu ai un talent în desen, ci doar în n-am ce niciun privește... Nu că n-am, sunt total pe lângă. Sunt total dar pe lângă. Dar când vine vorba de bijuterii, pur și simplu se deschide ca o poartă magică. Am scris în carte, am primit cadou o bijuterie cu o anumită ocazie și mi-am dorit să completez setul. M-am dus și am vrut să dau comandă să-mi completez acel set și doamna care crea bijuteriile, i-am dat o comandă de o sumă destul de importantă și doamna care a văzut probabil că am o anumită disponibilitate, s-a gândit să mă încarce, s-a gândit să-mi pună, mie îmi place să pun întrebări, eu sunt foarte directă, deci eu pun întrebări, câteodată omul se simte dezbrăcat, dar eu îl întreb, eu nu mă duc pe la spate, îl întreb, după care iau o hotărâre și revin, da, nu, e, așa am întrebat-o și pe ea. Probabil că doamna a simțit că poate să stoarcă de la mine mai mult și a venit cu niște prețuri care mie nu mi s-au arătat, nu mi s-au părut. Am luat niște date de contact dintr-o revistă, am plecat în Tel Aviv să cumpăr, am hotărât, nici nu știu de ce m-am dus în Tel Aviv și am cumpărat, m-am trezit că am făcut dita mai cumpărătura de parcă aș fi fost bijutier. M-am întors acasă și am început să fac bijuterii. M-am speriat pentru că mâinile mele au știut să creeze bijuterii mai mult de atât. Mi-am cumpărat instrumente și ustensile pe care nu le-am folosit în viața mea și am știut să le folosesc. Foarte interesant. Și acele bijuterii au început să aibă cerere. Au început să aibă cerere, iar eu timp de 16 ani am făcut, anul ăsta sunt 19 ani, da, timp de 16 ani și jumătate aproape am făcut bijuterii cadou, eu nu am luat bani pe ele, am făcut bijuterii oricui am considerat că merită prietenia mea și dragostea mea și a fost o modalitate de a mă revanșa în fața lui Dumnezeu pentru toate cadourile pe care mi le-a dat în viață. Fiind un cadou, nu știu ce să fac cu el, nici nu m-am simțit măcar în stare să iau bani pe ceva care nu. Eu n-am făcut nimic, în afară de faptul că am investit în materiale și materiale destul de scumpe, dar... Din ce materiale sunt confecționate? Sunt făcute din argint, am și aur de 9 carate, pietre semiprețioase, pietre care merg foarte mult pe tot ce înseamnă cromatică, pentru că și cromoterapia este foarte importantă, merg foarte mult pe schimburi de culori dramatice și surprinzătoare, iar o bijuterie cabala poate fi creată în anumite zile, în anumite ore. Eu, dacă creez bijuterii de cabala creștină, asta am spus-o mereu, nu le pot crea în zi de sărbători creștine, în zi de sărbători evreiești, respect duminica, respect șabatul, vineri seara, nu fac bijuterii, am o zi care pot să lucrez doar după amiaza, adică sunt destul de restrictivă din punct de vedere a zilelor. Știi cu ce seamănă? Cu pictatul de icoane.
La fel și acolo, cine face lucrul ăsta cu har și cu aplicare, da, respectă foarte multe reguli. Foarte. Și nu pot să le fac dacă eu trebuie să fiu foarte relaxată în ziua respectivă, eu trebuie să-mi fac rugăciunile și să pot să meditez înainte, trebuie să fiu în stare ca după ce creez acea bijuterie să o pot purta, timp de 3 zile mă uit la ea, dacă îmi place în fiecare zi și îmi place. Ți-am spus că eu sunt deci foarte tranșantă. Deci se și încarcă cu energia ta înainte. Da, nu dau fără să nu o port eu mai întâi și eu nu port o bijuterie dacă nu sunt perfect echilibrată, dacă atunci când mă uit în oglindă și o văd la gâtul meu nu zâmbesc, dacă atunci când o văd pusă undeva nu zâmbesc, după ce o recunosc timp de 3 zile, este un proces de recunoaștere. După ce recunosc timp de 3 zile și simt că sunt îndrăgostită de ea, pot să dăruiesc acea bijuterie. Culmea este, asta poate frizează un pic ego, dar crede-mă, poate că este ego, nu știu, dar eu zic că nu este ego. Când mă întâlnesc cu oameni care au primit bijuterie de la mine și îmi recunosc bijuteria, am o satisfacție, îmi place bijuteria, aș cumpăra-o. Deci asta este alt, o consider un alt cadou, o asemenea senzație. E ceva, sunt niște închideri de cer, că ajung într-o zonă în care nici nu știu ce să fac cu ele. Eu sunt un om pământean, sunt zodia de Taur. Câteodată când mă plimb în zonele alea de sus, când îmi place să creez sau când îmi recunosc o bijuterie, mă ciupesc și îi spun, ok, așa stă pe scaun și vezi de ale tale, în total ai creat-o, ai dat-o, bucură-te de ea, nu te poți îndrăgosti de o bijuterie care ai creat-o. Dar este perfect că ești o zodie de pământ, pentru că poți să îmbini frumusețea cunoașterii și tot ezoterismul cu partea aplicată, cu partea practică, altfel ai rămâne doar cu ideile, cu visele și n-am vedea aceste bijuterii superbe în lumea reală. Culmea este că am ajuns să le... Prietenii mei au scos asta la iveală din mine. Deci prietenii mei, le-am făcut bijuterii pentru că aveau nevoie. Ei au fost oameni care au crezut, eu am foarte mulți prieteni, foarte mulți prieteni. Multe celebrități poartă bijuteriile tale. Aș vrea să și menționez câțiva dintre ei. Nici nu sunt toți în carte. Cine a scos acest lucru din mine? Din mine. M-am trezit cu discuția despre Cabala. A fost Cătălin Botezatu, un prieten drag, un prieten foarte drag. Pot să spun că la începuturile mele, când am venit în România, el și Mirela Vescan au fost cei doi care au contribuit ca eu să rămân în București, care, nu știu, m-au susținut, cred că fiecare pas pe care l-am făcut a fost susținut de ei. Chiar au avut grijă ca mie să-mi fie bine și să rămân în București. Când mă uit anul ăsta, voi sărbători 10 ani de business în România. Dacă toți suntem la... să-ți spun despre Cabala și bani. Este extraordinar Cabala și bani. Asta o să-ți placă, se potrivește, se pliază pe emisiune. Da, a început cu ei și primul om care a avut o bijuterie Cabala în România a fost Cătălin. A purtat-o foarte multă vreme. Mirela Vescan a crezut în mine necondiționat, din acest motiv este și coperta cărții, indiferent ce bijuterie i-am dat, ea umbla cu bijuteria și ea și soțul ei, după care ușor, ușor s-au sosit la mine o grămadă de prieteni, oameni care au crezut în mine cunoscându-mă sau necunoscându-mă, am simțit nevoia să le dăruiesc o bijuterie și pentru că i-am cunoscut, poate pentru că am știut cum să le o dau, pentru faptul că acest Cabala este numită religia vedetelor, nu este o religie și nu este un trend. O vedetă, o persoană publică este mult mai expusă vieții de zi cu zi. Și faptul că ești pe internet, faptul că ești în televizor, te vede mult mai multă lume. Tu simți într-o zi ca pentru 10 ani câteodată, atunci când ești atacat, atunci când ești iubit, ești doar un vas. Supraplinul, preaplinul dă în afară. Să știi că eu admir foarte mult acești oameni. Și undeva și înțeleg că multe dintre vedetele de la Hollywood au diverse probleme personale. Și este greu așa pentru un om obișnuit să spună, doamne, ce îi lipsește omul ăla? Că are bani, are faimă, are familie, etc., etc., etc. Da, dar această presiune la care ești supus, ești un vas și milioane și milioane de energii vin acolo pe tine, e ceva... Asta este din Cabala. Noi suntem un vas... Am zis noi că o să mai facem și o să discutăm ca un fel de serial. Am să menționez doar acum un lucru. Noi suntem un vas, noi.
lumea a fost creată, a fost un singur vas cu lumină. Vasul creștea și se lărgea în funcție de cum lumina intra. Era un echilibru absolut perfect. La un moment dat, vezi că este similară poveștii din Rai, da? La un moment dat au spus, mai, dar noi cât să facem asta? N-ar fi bine să ne și străduim un pic, că prea funcționăm, și omul are acest lucru, prea funcționăm în tandem. Și atunci acest lucru s-a spart într-o infinitate, într-o puzderie de vase mici. Fiecare vas este un suflet. Este datoria omului, prin acțiunile sale, prin gândurile sale, prin atitudinea sa, să crească pereții vasului în așa fel încât lumina care vine spre el să poată fi conținută. Pereții vasului reprezintă ego. Atunci când investim prea mult în noi, când nu ne uităm cine suntem, considerăm eu, ce obțin? Un vas uriaș cu pereți uriași în care lumina este atât de mică. Nu ți-e clar că frustrarea este absolut uriașă și nu ajută nimănui? Ce se întâmplă când fac o grămadă de lucruri fără să închid cercuri către mine? Vasul meu rămâne cu pereții mici, iar lumina se revarsă. Este ca o ceașcă de cafea în care tu torni și totul curge pe din afară. Și atunci intervin, în cazul vedetelor, prea binele, faptul că îți cauți scăpare în alcool, în femei, în bărbați, în orice altceva, în ideea de a-ți căuta să mai construiești niște pereți ai vasului, dar tu nu ești conștient că ai de construit pereții vasului și că în tine stau de fapt acele resurse. Și atunci o iei pe arătură sau te pierzi și bineînțeles că pierzându-te tu nu mai poți construi pereții vasului. La fel o iei pe arătură când tu ai niște pereți uriași, oameni cu un potențial extraordinar pe care poți să-l vezi, o să vorbim și despre zodii, și te uiți înăuntru și înăuntru nu găsești nimic pentru că ei așteaptă să li se umple vasul. Păi nu merge așa. Construim pereții, căutăm lumina. Creez lumina pentru că eu o creez pentru alții și atunci ei vin la mine. De aici vine acea idee, dăruind vei dobândi. Pentru că eu atunci când dobândesc, dacă eu în paralel am grijă să-mi creez pereții vasului, când tu îmi dăruiești acest lucru, eu am unde să captez. Am unde să captez acest lucru. Ce echilibru extraordinar! Vasul este minus, lumina este plus. Și atunci acea teorie a fractalilor în viață, eu ca femeie sunt minus, tu ca bărbat ești plus. Acea teorie a fractalilor, dacă eu mă duc așa cum e sus, așa e și jos, din macro este și în micro. Eu ca femeie în zona sânilor am semnul plus, pentru că dăruiesc, în zona organelor reproductive sunt minus. Bărbatul este invers, bărbatul este plus și este minus. Și atunci, de ce femeile primesc cancer de sân atât de mult? Acumulează atât de mult ca mamă, acumulează societatea, pur și simplu nu o privește ca un lucru foarte bine polarizat. Și atunci dăruiește extrem de mult și cui dăruiește, nu are capacitatea de a accepta. Și din punct de vedere sexual, bărbatul este făcut să dorească mai mult și femeile sau astăzi s-au emancipat și știu să primească, dar ele sunt minus, bărbatul este plus. O femeie are încă anumite delicatese pe care un bărbat ar trebui să le completeze atunci când se întâmplă un act de amor. Și invers. Totul dus este plus și minus. Și în dragoste, și într-o relație, când ai de-a face cu cineva, întotdeauna se întâmplă când este prea mult plus sau prea mult minus. Când o analizezi așa, îți dai seama unde cineva a avut prea mult plus sau prea mult minus. Și dacă știi după aceea să o echivalezi, rămâi cu o experiență în care ai învățat ceva, o experiență din care ai crescut. În bijuteriile tale există elemente cu plus și cu minus se echilibrează pe ele? Da, și ele se echilibrează foarte frumos pe mesajul bijuteriei. Spune-ne în mod concret câteva lucruri pe direcția aceasta. Hai să vorbim un pic despre mesaje. Sunt 70, uite, data viitoare am un tablou cu cele 72 de mesaje, aparțin lui Yehuda Berg, el a făcut acel tablou, nu este al meu, dar cele 72 de mesaje sunt din Kabbalah, apar în toate cărțile cabalistice. Moise, care este un Moise comun tuturor, este singurul pământean care a vorbit vreodată cu Dumnezeu și el avea 40 de ani când a avut revelația. De unde? Moșe mare cabalist, Avram mare cabalist. Deci vorbim, regele David, mare cabalist, oameni care au înțeles că dincolo de trăitul pe acest pământ mai există o legătură prin suflet. Înainte de a-ți răspunde la această întrebare, sinele, da, este revelat, este prezența lui Dumnezeu în noi și atunci de asta trebuie să ai grijă ce faci cu sufletul, este Dumnezeu. Prezența divinității, noi nu pot bate joc de acest lucru. Iar inima acestui sine
stă în organismul spiritual, în proiecția noastră spirituală stă inima. Deci noi trăim din altă, ceea ce vine spre noi vine din altă parte fără să batem câmpii, dar și simți că vine din altă parte. Când te îndrăgostești, de ce nu poți să tai? De ce nu poți să tai firele aici pe pământ? Continui să rămâi îndrăgostit. De ce? Pentru că îndrăgostitul are loc într-o altă dimensiune. Nu poți coordona cu instrumentele pe care le ai acum. Și revenind la bijuterie, Moise, când a împărțit Marea Moartă, până a împărțit Marea Roșie, i-am suf Marea Roșie în două, a spus niște cuvinte în aramaică. Combinații de X luate de câte Y dau 72 de nume. Ei, Iuda Berle a pus foarte frumos, mare curent cabalist, profesorul, unul dintre mentorii Madonei. Sunt cele 72 de nume. Dacă faci meditație pe cele șapte, eu nu sunt cabalistă, să înțelegem. Eu nu vorbesc acum și nu predau cabala. Vorbim despre bijuterii și lucrurile care mă inspiră când fac bijuteriile. Nu sunt cabalistă, nu trăiesc, nu am sistemul și cunoștințele uriașe necesare a unei persoane în ordine să devină cabalistă, da? Ei, revin la Moise. Cele 72 de nume, dacă faci meditație pe ele în fiecare zi, îți deschid niște porți care țin de pomul vieții. Nu pomul cunoașterii, pomul vieții. Sunt 72 de nume, ai să fii surprins cam ce trebuie să facă un om ca să fie fericit. Este de fapt tot ceea ce își dorește un om acum în anul 2017. De la fertilitate, îți imaginezi fertilitate, începând de la fertilitatea a fi gravidă și până la de a avea un copil, de a da naștere și până la fertilitatea minții, fertilitatea business-ului, fertilitatea unei relații, tot ceea ce faci, fertilitatea care se concretizează mai apoi în abundență. Călătoria în timp, toți cei care se caută astăzi, pentru că ritmul este foarte alert, de unde am venit și unde mă duc. Atunci când faci un lucru, să fii în centru atenției, așa se și numește, să fii casting yourself in a favorable light. Ăla este un mesaj de cu care eu am foarte mare atenție, pentru că cei care dau buzna se duc la acel mesaj, dar ei nu sunt pregătiți. Și atunci ei se pun în centrul unei situații nu cum trebuie, prin prisma ego-ului și nu prin prisma dăruirii. Da? De exemplu, self-esteem, siguranța de sine. Atât de mult suferim din cauza, e frumos să ai bun simț, e frumos să fii rușinos, sunt niște lucruri de bun simț care vrem încă să le avem. Pe de altă parte, trebuie să fim foarte conștienți cine suntem și ce vrem noi să obținem în viață din acest lucru. Sunt niște mesaje care te cutremură. De exemplu, Alad este ochiul, acel numit ochi rău, care avem tendința să spunem că mă feresc de ochiul celuilalt, dar ce se întâmplă cu ochiul meu? Eu îmi fac singură viața. Și când încep să bat câmpii și când uit că sunt de sorginte divină și mă uit la mine strâmb, ce se întâmplă cu mine atunci? Din acest motiv, Brățara Roșie, după vârsta de 12 ani la fete și 13 ani la băieți, mă apără întâi de mine, după aia mă apără de ceilalți. De ce te apără roșu de tine și de ceilalți? Mă duce, și asta este o treabă interesantă. Culoarea roșie este culoarea cea mai, pare o culoare puternică, nu-i așa? Dar este culoarea cea mai slabă din spectru. Are capacitatea de a absorbi, prin partea stângă absorbim, primim energiile, prin partea dreaptă dăm și așa închidem cercul. Deci eu astăzi am fost în mood de recepție, de fapt nu de emisie, că am venit așa roșu. Păi nu, e și pe stânga și pe dreapta, dar dai bine, uite, vezi ca și cromoterapie, da, este o culoare. Cine se îmbracă, este o culoare prin care primești bine. N-aș ști să-ți spun dacă ar trebui să mă uit la tine mai bine, n-aș ști să-ți spun dacă te îmbraci total în roșu, ce înseamnă că nu este domeniul meu. Dar Brățara Roșie se poartă pe mâna stângă și atunci când este pusă pe mâna pruncului de către mamă, știi că îți spuneam eu și data trecută, are valoare de Brățara Cabala, pentru că între cei doi există o relație extraordinară, încă sunt strânși legat de un cordon umbilical invizibil și atunci mama îl protejează de ochii celor care vin, pentru că copiii mici se știe că arată un pic ciudat când se nasc, da? Și atunci, în loc să lumea venea cândva și spunea, vai ce copil frumos, gândea altceva, iar copilul foarte sensibil veni dintr-o altă dimensiune, săracul se adapta mai greu energiilor terestre. Ei bine, ca și om matur, atunci când îți pui o Brățară Roșie pe mână, întâi te apără de propriile tale gânduri, pentru că gândurile noastre sunt o dimensiune extraordinară. Câteodată e mai important ce gândești decât ceea ce spui și ceea ce faci.
Dacă prinzi o undă care nu știu, este dublată de niște sentimente și de niște resentimente, poți face foarte mult rău cu gândul. Foarte mult rău poți face. Ești o antenă de emisie și de transmisie extraordinară. Câteodată stai lângă un om și vezi că nu ți-e bine, deși el pare că este ok, simți că ceva nu este acolo, nu te înșeală vocea interioară, nu te înșeală. Din acest motiv, câteodată vezi oameni să facă o părere, după care ți-o schimbă. Pentru că îți dai seama că un total dă rezultatul final. Ceea ce simți, aia este de fapt. Da, suntem chiar pe ultimele minute din emisiune, curge foarte repede timpul cu tine. Spune-ne despre Cabala și banii în încheierea emisiunii. Măcar câteva idei, o să le dezvoltăm în emisiune viitoare. Banii și sexul sunt energii importante în Cabala, pentru că cu ele poți crea sau cu ele poți distruge. Se spune în Cabala că banul, atunci când dorești să cumperi ceva, trebuie să plătești, se spune în ebraică, leșalem mimeitav kaspeha, să plătești din banii tăi cei mai buni, din dorința ta cea mai mare, din gestul tău cel mai frumos, cu lucrurile tale cele mai grozave. De să nu-ți pară rău de banii pe care... Să dai ca să primești ceva care vine la tine să-ți priască. Deci contează foarte mult energia cu care cheltui și starea de spirit și gândurile cu care cheltui, nu doar că cheltui sau nu. Mai mult de atât, banul poate fi foarte frumos potențat cu ulei esențial de paciule, care ajută banul și curăță energia banului și îl transformă, pentru că banul trece de colo-colo. Curăță energia, neutralizează și o face, o ridică acolo unde trebuie, în așa fel încât acei bani să fie folosiți într-un scop bun. Banii care sunt făcuți, banii se fac atunci când te bucuri de ea, atunci când ești frumos la suflet, atunci când te interesează și întrebi pe ce dau acest ban, după care vii și te arunci cu totul și nu te mai uiți cât faci. Atunci banii vin când te bucuri și nu vezi doar energia banului, vezi și energia sufletească care însoțește banul. Banii folosiți în scopuri mărunte și murdare, poate nu întotdeauna ajung să fie plătiți de cei care folosesc banii cu energie atât de joasă. Trebuie să ai mare grijă ce faci cu banii. Pentru că timp de 7 generații, spune Cabala, se poate închide un cerc legat de energia banului. Ți se închide și ție, trece foarte mult timp și nu-ți dai seama că după 10-20 de ani poate plătești ceva ce ai făcut cu banul greșit în urmă cu ani, dar se poate închide și pe energiile următoare. Banul are o energie superioară. Și atunci hai să-l folosim frumos. Foarte, foarte interesante aceste gânduri despre bani. Ai un cercel foarte deosebit. Spune-mi ceva despre pe închiderea de emisiune. Totul trebuie să fie fluid în Cabala. Nu este greu să porți o bijuterie atât de lungă? N-are nimic, n-are. Nu e grea. Nu. Și este foarte interesantă. Vine la set cu această bijuterie. Umblu foarte mult în ultima perioadă cu această bijuterie. N-am mai văzut așa ceva, trebuie să-ți spun, de-aia mi-a așa tras atenția. Și umblu așa cu ea. Aici la capăt este unul dintre cele 72 de nume. Este protecția. Dacă vezi unde ajunge fix pe partea stângă, acolo unde primești. Curgerea de culori, partea de cromatică are propriile înțelesuri, nu mai avem timp, o să le explic data viitoare. Suntem diferiți în urechea asta la altă, pentru că cercelul este atât de lung, am o hamsa și vezi că este culoarea asta turchiz pe care eu o iubesc și care împreună cu forma de hamsa mi ajută, de obicei hamsa se poartă pe stânga, eu am pus-o pe dreapta pentru că înainte de a ieși informația și înainte de a mă exprima, pentru că sunt în o perioadă în care vreau să revin la partea mea de spiritualitate, vreau să mă gândesc de nu de 10 ori, de 15 ori înainte de a face ceva, să fac lucru care trebuie. Bineînțeles că folosind regulile din Cabala de creație, iese bijuteria frumoasă nu neapărat datorită mie. Dar bijuteriile în Cabala, așa cum le creez, sunt fluide, le vezi, intră pe o parte, sunt bijuterii deschise, pentru că omul trebuie să fie fluid, energia trebuie să circule. Ea circulă cu banii, circulă cu comunicarea, circulă cu dragostea, circulă cu bucuria, circulă cu aceste cercuri închise. Închizi un cer și deschizi altul nou. Foarte interesant. Aș vrea să mai arăt o dată cartea ta pe finalul emisiunii. Se mai găsește în librării? Da, peste tot, sigur. Se găsește în librării. Pentru cine dorește să aprofundeze subiectul bijuteriilor Cabala, poate să acceseze această carte. Îți mulțumesc foarte mult, Tăia, pentru prezența în emisiune și te așteptăm într-o emisiune viitoare să continuăm călătoria noastră în Cabala. Cu drag. Și bijuteriile Cabala. Cu drag.
Iar dumneavoastră vă mulțumesc și vă invit să rămâneți alături de programele Canal 33.